Salut, sunt Teddy Necula și astăzi vă povestesc despre cum am ajuns să fac primul lungmetraj, Coborâm la prima, și cum a ajuns pe Netflix. Foarte multă lume mă întreabă cum ai ajuns să faci filmul ăsta. Cum e să faci film în România atunci când nu ai un producător sau nu prea ai bani, fiind mai ales la primul film. Și în vlogul ăsta, care o să fie un pic mai lung, vă explic cum a pornit ideea, cum am ajuns la scenariu, la investitori, cum i-am convins, cum am construit un decor, un vagon de metrou în mărime reală și cum am ajuns să fie distribuit în toată țara, în 36 de alte țări, la festivaluri și, în final, cum am ajuns pe Netflix. Ideea filmului a pornit încă din facultate, unde nu eram un student eminent, n-aveam premii, n-aveam scurtmetraje, wow. Prin anul 3, asta era prin 2011, am făcut un scurtmetraj cu un tip care intră într-un vagon de metrou și încearcă să facă eye contact cu lumea de acolo. Și ce să vezi, lumea e destul de însingurată și se teme de tipul ăsta de contact. Cumva am simțit imediat că ideea merită și că ar fi potrivit pentru primul meu lungmetraj. Am imaginat 15 oameni blocați într-un metrou, între stație, care încep să interacționeze. De ce am simțit că merită povestea asta? Pentru că tipul filmelor pe care le fac încă din liceu și din facultate e pe zona asta de inspirațional, de pozitiv, de poveste care ne duce aminte să nu mai alergăm așa când viața ne ia la picioare și să ne uităm mai mult unii către ceilalți și noi către noi și să descoperim poveștile alea și esențele de viață. Astfel de filme ne fac să ne ducem aminte cine suntem ca oameni. Ei bine, avem ideea de film, îmi dorem metroul ăsta cu 15 oameni în el, însă avem nevoie de un scenariu ca să ajung la investitori mai târziu. Cum singur nu-mi place să scriu, mai ales ce ține de lung, partea de campaniile le scriu și eu, am descoperit-o în 2012 pe Alexa Axinte, cea care avea să fie scenarista filmului, o femeie foarte faină care scrie foarte mișto și partea de scenariu e cea mai scary, dacă mă întrebi. Când ai foaia goală și trebuie să ajungi la 90 de pagini scrise și atunci ori te știi cu skill sau exersezi să scrii fain, ori îți găsești pe cineva. Mie îmi place să fac lucrurile în echipă și să găsesc oameni care scriu bine. Așa am ajuns la Alexa. E vorba și de tenisul ideilor, că în orice lucru unde ai nevoie de o echipă, când o faci de unul singur, e nasol. Mi-a dat primul draft cu acești 15 oameni într-un metro. Așa că aveam 90 de pagini scrise, aveam o idee care merită. Acum, de unde fac rost de bani? În perioada aia 2012 a apărut și la noi ideea să încercăm să strângem bani de proiecte din site-uri de crowdfunding. Kickstarter-ul nu funcționa pentru România, nici nu știu dacă acum funcționează. Singura opțiune era Indiegogo. Și m-am dus în metrou, seara, când nu mai era lume, nu mai erau pasnici. Am luat pe amicul meu Cosmin, care m-a filmat și a făcut un pitch pentru campania asta de crowdfunding. Hello, I'm Teddy Necula. I'm talking like this because I'm from the third part of handicapped directors in the world. We are in a subway, because this film, beside me, it happens in a subway. Acest aveți site-urile de crowdfunding funcționează când ai deja o comunitate care să investească în produsul sau ceea ce tu oferi acolo. Eu n-aveam și atunci site-ul ăsta m-a ajutat doar mai mult ca landing page, ca să trimit link-ul unor oameni care știu că aș fi vrut să investească și ar fi putut să investească. După vreo două luni în care am strâns aproape maxim 700 de euro, mi-am dat seama că nu asta e calea. Îmi trebuia mult mai mult. Pe atunci bugetează în filmul undeva la 35-40 de mii de euro, oricum un film ieftin pentru un lungmetraj. E drept că brandurile, unele dintre ele, mă cunoșteau deja pentru că începusem să am speech-uri, mai ales în taberele de vară ale universității alternative. Acolo am descoperit prima companie care a devenit sponsor în filmul meu. E vorba de JTI. A fost acolo o doamnă drăguță la care m-am gândit să bat la ușă.
în 2012, de ziua mea, pe 2 aprilie, am primit prima finanțare pentru filmul ăsta. 5.000 de euro, era wow! Pentru că început e foarte greu. Atunci când simți că lumea începe să aibă încredere și să investească, pentru că, ok, e bine să știi că ai o idee care merită și lumea se bucură la idee, dar atunci când investitorii apar, atunci știi că e un drum bun. Aveam 5.000, dar nu prea știam încotro să mă duc. Și în același timp nu puteam să țin doar de asta. Aveam proiectele de documentar, proiectele de campanii, video inspiraționale în care lucram ca să trăiesc. Și atunci cumva proiectul a intrat într-o perioadă de stagnare în care vorbeam despre el, o să-l fac, o să-l fac, dar nu prea îl mai făceam. Sigur că am încercat și calea clasică de a face un film, aia în care am bătut la ușile producătorilor mari de film, doar că nu prezentam mare interes, pentru că nu eram un regizor cu palmares, sunt studenții, n-am venit cu premii, ei au în fiecare an deja proiectele lor și de debut, și atunci, în afară faptului că am primit încurajări și de la unii o mică sponsorizare motivațională, n-a prea mers. Maestrul meu, Radu Gabrea, care pe atunci era în viață, tia ideea filmului, îi plăcea. Am încercat să aplicăm la CNC undeva prin 2013. Aplicasem cu o casă a lui care pe atunci nu avea puncte și evident am picat. Și cumva mi-am dat din nou seama că nu neapărat asta e calea. N-am răbdare să aștept până când cineva va accepta proiectul ăsta și trebuie să-l fac sigur. Și așa că am înțeles că la nivelul ăla în care eram, nu era calea, trebuia să merg un pic mai indie, mai pe business. Și mai era ceva. Am avut parte de un curs cu un profesor de la Hollywood care ne-a spus, prima oară trebuie să dovedești că știi să faci un film, că poți, că-l faci un lungmetraj, după care poți să ceri bani. Și m-a marcat chestia asta. E foarte adevărat. E business, până la urmă. Doar că el propunea metoda americană cu 4 oameni pe care îi baci într-o casă, îi omori într-un horror și ăla e un film care te costă vreo 5.000 de euro. Pe bune. Eu îmi doream un vagon de metrou între stații, blocat și cu minim 15 oameni în el. Pic mai mare. Numai că deja trecea timpul. Era vreo 2016, când eram la TIFF și am reușit să prind din nou pe Tudor Giurgiu și să-i povestesc de proiect. M-a ascultat frumos și mi-a zis, auzi, vorbești de foarte mulți ani de proiectul ăsta. Ai de gând să-l faci? Atunci m-am cam trezit și mi-am dat seama că așa era și că prea visam la el, dar pragmatic eu. Și atunci s-a produs un declic. În 2017, ianuarie, la început, am știut că ăsta e anul în care fac filmul. Am simțit în primele zile. Și așa a fost, când astele chiar s-au aliniat oamenii care au intrat în proiect. În primul rând, am cunoscut-o pe Anca Blășceanu, o producătoare foarte faină, care a intrat producător executiv în proiectul ăsta pe o sumă modică și a zis, da, țin proiectul în mâini, te ajut să-l faci ca să nu mai plângi ca fraierul că ești singur și nu ajungi să-l faci. Având un producător executiv ca ea, un om care îți organizează proiectul, asta face producătorul executiv, ai mintea liberă ca regizor să gândești proiectul mai bine, să fii safe la filmare, să-ți faci treaba ta și să nu te gândești la chestii organizatorice. Ajunsesem să vorbesc de câțiva ani în cadrul Business Days. Business Days este cel mai tare eveniment anual în cel puțin 4 orașe, unde câte 1000 de branduri vin și ascultă și interacționează cu 200 de speakeri, fac networking, se întâmplă conexiuni extraordinare. În Business Days cunoscusem oameni din branduri precum Fan Courier, KPMG, Bedeman. Ce să vezi, am început să bat la uși, cioc-cioc, am ideea asta, mă cunoașteți de pe scenă că livrez inspirație și speech-uri inspiraționale, vreți să-mi susțineți film? După mail-uri și discuții, am reușit să strâng primele finanțări adevărate. Și atunci când bulgările chiar începe să se rotească, oamenii vin. Oamenii vin și proiectul este. Totodată trecuseră destul de mulți ani de la prima variantă a scenariului, care nu ni s-a mai părut cea mai bună,
Și așa că am mers la Alexa pentru o rescriere. Cum am rescris scenariul de data asta a fost că ne-am uitat împreună vreo 3 săptămâni la filme care pe mine mă inspiră, cum ar fi Parfum de femeie, Midge Black, The Bucket List. Am mai venit și cu lista ei, am văzut filme cu o singură locație, așa cum era să fie și scenariul nostru, cum ar fi Perfect Strangers, filmul italian, sau Man on Earth. Și atunci când ne-am pus împreună ce înțelegem fiecare despre inspirațional, despre povești care impactează, atunci a ieșit un scenariu mult mai închegat și ceea ce puteți să vedeți acum pe Netflix. Din păcate, în timpul ăsta care a trecut, se petrecuse evenimentul colectiv. Și la un moment dat ne-am gândit instantaneu, ne-a trăznit, hai să plasăm dimineața opririi metroului într-un moment cu semnificație. Așa am ajuns să plasăm povestea în dimineața de după colectiv. De ce? M-am temut că o să fie multe guri care o să spună că, dom'le, a speculat momentul, vreți să faceți vânzare, există o anumită parte de marketing în chestia asta, dar esența e următoarea. Colectivul ne-a dus împreună ca oameni. Ne-a făcut să ne uităm unii la alții, să ieșim împreună și de la Revoluție încoace să simțim că suntem din nou o forță dacă ne deschidem sufletele și ochii și gurile unii către ceilalți. Metroul ăsta, care se oprește între stații, face același lucru. Pune oameni împreună care într-o oră jumate se deschid unii către alții, aflăm povești, se împacă sau se despart. După caz, noul scenariu avea poveste mult mai închegată, cu un metrou plin, nu doar cu 15 oameni, care se oprește între stații în dimineața de după colectiv. În același timp, era povestea asta că aveam nevoie, pe bune, de un vagon de metrou. Și aveam un backstory nu foarte fericit atunci când m-am dus prima oară la Metrorex cu vreo 2-3 ani în urmă și mi-am zis că nu ne dau voie să folosim povestea asta, că de ce pe lumea asta se oprește metrou între stații? Imagine negativă pentru Metrorex. Slavă Domnului, de data asta am ajuns la cineva mult mai deschis la minte și am zis, da, putem să vă lăsăm să filmați la metrou, dar nu neapărat ca sponsorizare, putem să vă facem o reducere. Ce înseamnă sau ce însemna în 2017 să filmezi la metrou, înseamnă că filmezi doar noaptea, după ce se închide metrou până la 5 dimineața când se deschide, cu 1100 de euro pe oră în vagonul de metrou și cu 800-900 pe oră pe peron. Ce am reușit atunci a fost să obțin 2 nopți de peron la prețul de 2 ore și de restul caramele, adică ne mai ajungea doar cât să filmăm 3 ore în metrou real. Aia erau banii pentru filmarea la metrou și atunci ne-am dat seama că trebuie să construim interiorul acelui vagon de metrou, pentru că noi aveam 12 zile de filmare împreună cu Lucian Dobrovicescu, cu fostegiul meu și cu Tiopiu, cu Alex Timoșca, care îi promisesem proiectul încă de la primul TIFF în care ne-am întâlnit, am zis, hai să construim vagonul de metrou. Am găsit o echipă foarte tare de la Master Props, care construia elicoptere, tancuri, temerice, au făcut decoruri de tot felul. Am zis, ne băgăm să construim cu 7.000 de euro interiorul unui vagon de metrou. Altă prietenă, Anda Crucianu, ne-a pus în contact cu RATB, care ne-au dat scaunele din tramvaiul numărul 21-17, care se mâneau cu alea din metrou. Și așa am ajuns la mine în studio, în filmărie, să am un vagon de metrou în mărime naturală, cu neoane de metrou și cu tunel stânga-dreapta. În iunie 2017 aveam bani să construim decorul și să plătim o parte din actori și mai aveam 2 săptămâni până la filmare. A fost o perioadă în care noroc cu Anca, cu echipa, că îmi susține moralul, pentru că efectiv, dai, într-o oarecare
pe primare, hai să nu-i zic mai mult, atunci când ajungi seara acasă și nu poți să dormi, te gândești cum faci rost de toți bani. A fost, wow, a fost fascinant felul cum s-au adunat sponsorii în acest proiect. Am ajuns și la bănci, am ajuns la Banca Transilvania, am picit direct la Cluj. Proiectul a zis, da, vă dăm grantul lor, 6.000 de euro, Doamne ajută, era bun. Am ajuns la Bookstore, care din nou ne-a finanțat o bucățică din proiectul Nerdlord și câteva cărți care apar în film de la Bookstore și așa am ajuns să avem cei 80.000 de euro chiar cu câteva zile înainte de filmare, cu care să știm sigur că acoperim cele 12 zile de filmare. Sponsorii ca sponsorii, acum să convingi actorii cine vrei să joace în film. Aveam deja câteva nume pe care le aveam în minte atunci când am scris deja scenariul și prima variantă și a doua. Știu că îi vreau foarte tare pe Victoria Cuceaș, pentru că a jucat mama mea în Noro, filmul care m-a dus când aveam 12 ani în contact cu cinemaul. Știam că îi vreau tare pe Adrian Păduraru și Teodora Mare și împreună vreau să le fac cuplul ăla frumos din declarații de dragoste 30 de ani mai târziu. Știam că mi-l doresc pe Cotimanis, pe Bebe, într-un rol profund, nu așa de comic, precum știe lumea în teatru și în film. Știam că vreau pe Emilian Oprea. Nu știu ce l-a impactat mai tare, eu sau povestea, ceea ce contează e că a zis, da, mă bag. Anca mi-a făcut o cunoștință cu Ela Ionescu, s-a potrivit perfect pe rolul ei. Copiii, Thomas Otto Ghera și surorile lui au fost excepțional pe rolurile alea. Tommy, aveam nevoie să joace un copil cu autism sau o formă de autism. A fost fascinant. În același timp au fost actori pe care mi-am dorit și oricât am încercat să-i conving, nu am reușit nici cu bani, nici cu poveste, nici cu nimic. Bani nu prea erau așa mulți, mai deloc, adică, și atunci am mizat mult pe poveste, dar cumva n-a fost să fie și atunci Dumnezeu mi-a scos în cale niște actori super, cum ar fi domnul Drăgănescu, Costică Drăgănescu, pe rolul partener al Victoriei Căceaș, și pe Dan Murzea, care a făcut un rol excepțional de pușcăriaș, pe care l-am cunoscut cu 2-3 zile înainte de filmare. Avea părul fluffy, creț, blond, tot, și nu știam cum să zic că știi, am nevoie să te razi, că ești proaspăt ieșit în pușcărie. A zis, da, sigur, nu-l văzusem nimic, nu știam ce jucase, făcuse mai mult improvizație, un actor excelent, Francesca Leonte, Andrei Eftene, Tudorel Filimon, întâlnire cu domnul Filimon, a fost spectaculos, mi-a plăcut extrem de tare. Au fost actori, wow, care au venit datorită poveștii. Au venit trupe de teatru, de tineri care au vrut să aibă parte din roluri, parte din figurație. Iulia Neacșu, Radu Catană, Ada Dumitru. Trebuie să o moldoveancă. Am găsit moldoveanca fix lângă Bebe Cotimanis, Iulia Dumitru, care s-a documentat în Basarabia pentru a avea rolul cât mai bun. Ok, aveam actorii, aveam bani. Aveam metrou construit. Prima zi de filmare, în iulie, a fost pentru mine o gură de aer. Pentru că tot era plănuit la studio, aveam oamenii în jurul meu, toți erau foarte suportivi, am fost extrem de relaxat și tot m-am mers în jur. A fost foarte interesant pentru că studioul de atunci, filmărie, fiind plasat în centrul Bucureștiului, actorii, majoritatea lor, veneau cu metroul la Romană, se dădeau jos de metroul real și urcau în vagonul nostru de metrou în studio, unde petreceam toată ziua. Filmam cu de 12 ore, 7 dimineața, 7 seara. Partea asta cu o singură locație îți oferă șansa de a filma un pic mai rapid, pentru că nu stai să muți lumina prea mult, ci doar o potrivești
Vi dimineața a prins becul, pleci seara în ghiz becul. De asta nu am avut 30 de zile de filmare sau 25 sau 40 ca la un film de lungmetraj real, mă rog, normal, că real a fost și asta, ci am avut doar 12 și ne-am ținut în el. Cred că foarte tare a contat povestea în convingerea oamenilor și în convingerea tuturor care au intrat în proiect. Filmul e un business, dincolo de faptul că aleg să inspir oameni prin film și să livrez povești emoționale, povești care apasă butoanele alea care aduc pozitivitatea în fiecare din noi, filmul trebuie să facă bani. Ca să facă bani, trebuie să-l faci cunoscut pentru public. În primul rând, am avut nevoie de un PR foarte bun. Cristina Bazavan a fost de acord să ne ajute cu publicitatea și cu PR-ul în acest proiect pe durata filmărilor. Și atunci am avut o întâlnire cu presa în vagonul de metrou, în plină efervescență. În scenariu aveam și elemente reale din a doua zi de după colectiv. Pe lângă momentul în sine, aveam o familie de părinți jucată extraordinar de Dana Porlogia și familia Caz Real, care își căuta copilul la IML, în care el nu voia să accepte că copilul lui ar fi mort, iar mama era distrusă. Familia asta a fost jucată de Dana Porlogia și Gabriel Pătru. În același timp am cunoscut un super actor, Cezar Gumăzescu, care se pare că în anul ăla avea rol predestinat să fie gay în vreo 2-3 filme care a jucat în acel an. Fun fact, pentru că se întâmplă și chestii funny, mi-am propus ca pe durata filmărilor să nu ies la băut sau la chestii de-astea la party-uri, pentru că am vrut să fiu foarte focusat pe ce sunt acolo. Eu oricum fiind berbec, un pic aiurit mai mult. Iată cum în prima zi de filmare pe la ora 4 simt că am în gură gust de șampanie și abia după aia mi-am dat seama că cineva din echipă care tocmai se servase majoratul, adică urma să servese majoratul, a venit și a dat șampanie și ia uite-mă cu ea pe gât. Seara ce urma eram la partea ei de majorat, urmând ca la 6 dimineața să revin la filmare. Dar na, uneori nu poți să faci totul perfect. Filmarea la metrou real a fost spectaculoasă. Știam că aveam nevoie doar de 3 ore, adică doar atât aveam bani. 3 ore în care metrou real stătea la dispoziția noastră și aveam conductorii care dădeau trenul în față și înapoi. Evident că toată echipa a vrut să intre în cabina conductorilor să vadă cum e acolo. E interesant și oarecum greu să filmezi la metrou, pentru că dincolo de ce vezi în față e o muncă aparte. Ce bine a fost că am filmat cu două camere și cu Alex Timoșca de Opiul și cu Ionuț Tocan. Cea mai mare mulțumire am pentru faptul că au avut răbdare actorii și echipa, au avut răbdare cu noi. Nu eram poate la fel de perfect puși la punct ca într-un film cu buget în care îți permit să iei niște pauze mai mari, să gândești mai bine, etc. Eu eram la primul film și am simțit chestia asta, indiferent că făcusem înainte documentar, campanii, la. Și atunci tot sportul actorilor și echipei a ajutat maxim la filmul ăsta. După 12 zile de filmare și o noapte de beție, am avut filmul pe hardul și am plecat cu el la Londra, la Ana Turcanu și Dragoș Steglaș, cu care îmi doream foarte tare să montez filmul. Am stat o lună la Londra, regizor de la Control Freak, am stat în spatele Anei, săraca, da, așa, e la primul film. Când nu ești foarte detașat până nu vezi ce iese. Toată ziua la montaj a fost extraordinar. În montaj vezi ce ai făcut de fapt, ce ai reușit, ce ai, ce nu ai.
a ieșit un prim draft foarte bun pe care am vrut să-l arăt sponsorilor și echipei și l-am arătat în data de 30 octombrie 2017, cu un an fix înainte de lansarea oficială a filmului. Reacțiile au fost foarte bune, ceea ce ne-a ajutat la o încredere și mai mare și la obținerea unor fonduri suplimentare pentru terminarea mixajului de sunet, care și ăsta a costat, colorizării și promovării filmului. La mixajul de sunet a fost fascinant, pentru că l-am făcut tot în Londra, dar cu un neamț, cu Nico Metten, foarte tare tip. Fascinant era că îmi făcea sunetul cineva care nu înțelege o babă de română, se lua doar după subtitrare și atunci erau multe cuvinte sau exclamații lăsate pe acolo, aiure. Cum am mulțumit sponsorilor? În primul rând, în metrou am afișat pe uși panotaje, Pan Courier, BTGTI, Uber, Dedeman. Asta a ajutat să fie vizibil pentru ei. Chiar destul de mult, adică partea de vizualizări pe care am dat-o înapoi sponsorilor mei a fost destul de huge și sper că asta i-a bucurat și că o să mai bage și în proiecte următoare. Ai filmul făcut, cum ajungi cu el în cinematograf? Păi, evident că îl vrei la mor, pentru că acolo merge numai la film, cu câteva excepții, dar acolo mai ai cinematograf în toată țara. Și atunci m-am dus la Cinema City și evident că la început nu prea prezentam interes, fiind un film românesc de debut, doar că mergeam cu temele făcut, cu poveste bună, cu prezentare în package vizual care contează să-l dai tuturor și finanțatorilor și celor care urmează să distribuie filmul. Și mergeam ca distribuitor. Am încercat să leg o treabă cu câțiva distribuitori de film. Nu ne-am înțeles, omul am apucat să ne înțelegem, unii căpuși, alții degeaba. Și atunci am zis, ia să încercăm să-l distribuim noi. În felul ăsta a revenit unul din film, care e cam 30-40, dacă ai noroc, la 100 din bilet îți rămâne ție cu totul, nu mai împarți cu alții. Hai să vedem cum am face o campanie de distribuție a filmului în casa noastră. Pentru asta avem nevoie de o promovare wow, cum am făcut în Brăzdea. Printr-o minune am ajuns la câteva branduri care ne-au susținut. Unul dintre ele a fost Capra Noastră de la Iași, care ne-a sponsorizat cu 1000 de beri Capra Noastră, cu eticheta filmului pe care le-am dăruit oamenilor pe care îi doream la premieră mai ales. Am făcut un awareness foarte tare. Apoi am ajuns la Kaufland. Kaufland ne-a sponsorizat un proiect în care am reușit să ducem filmul în 60 de licee pe parcursul unui an și așa să ajungem practic în 60 de orașe în care ziua aveam proiecte la licee și facultăți, iar seara eram în cinematograf sau în casă de cultură unde proiectam filmul către public. În felul ăsta am reușit să avem și sute de mii de materiale de promovare de la cartele de metrou cu doi călători. În loc de două călătorii aveam doi călători, pentru că ai nevoie de doi ca să ai cu cine să împărtășești. Astea au fost livrate de voluntari la gurile de metrou din București. Am avut panotaje în toată țara, afișe, flyere. Am ajuns în cinematografe, am ajuns în mall-uri, am ajuns să facem caravana filmului în 60 de orașe și am impactat peste 200.000 de oameni, atât în cinematografe cât și în caravana noastră privată. Și în felul ăsta filmul și-a atins scopul. De la o idee simplă la un buget foarte mic, ca să ajungi numărul 4 la vânzări cu primul film, e wow!
ca business pentru mine ca regizor și producător. Am ajuns la festivaluri din 36 de țări, mai mari, mai mici, pe toate continentele, pe majoritatea am ajuns și noi cu echipa. Partea cu festivalurile este că acolo întâlnești mulți oameni, reușești să legi conexiuni și îți cauți distribuție în alte părți. De fapt, asta vrei mereu. Filmul să fie distribuit în mai multe țări. Prima țară în care am reușit să-l distribuim a fost Serbia. În noiembrie anul trecut am ajuns la piața de film din America, American Film Market. Iar tot anul trecut, după ce m-am întors de acolo, am avut marea bucurie de a fi sunat de Transilvania Film, care ne-a propus să încercăm intrarea filmului pe Netflix. Așadar, cam așa am reușit să fac primul film în România, de la o idee la Netflix. Ce urmează? Urmează un film mai mare pe care îl finanțez anul ăsta și pentru care am nevoie de parteneri. Un film inspirațional pe povestea reală a lui George Baltă, un rugbyist fain care și-a rupt coloana acum de 12 ani și după 12 ani alergă maratoane în scaun rulant. Mai avea 3 ore de trăit, nimeni nu voia să-l opereze. A reușit cu mare insistență și a făcut din viața lui un roller coaster, după care noi acum vom face un film în care se va juca pe sine însuși. Cam așa poți să faci un film în România dacă nu ai un producător mare care să te ia sub aripa lui și să îți facă rost de tot ce ai nevoie de bani, de distribuție și de liniștea de a crea în pace ca regizor. Cred că oricine poate să facă un film atât timp cât are o idee care merită, o echipă care să tragă la joc și norocul de a fi plăcut de public filmul. Vă invit să rămâneți în mine pe vlog și să povestim mai multe despre videouri inspiraționale, filme inspiraționale, felul în care livrăm inspirație pentru public și pentru clienții noștri, dar am vrut să încep seria de vloguri cu asta. Coborâm la prima e pe Netflix. Salut!